știți foarte bine, noi suntem fani Carlas și vă mai spun o dată, dacă nu i-ați văzut în concert, ați pierdut. Dacă vreți să-i vedeți în concert, veniți măcar o dată la un live pe plaja Europa FM și o să-i vedeți acolo. Ce spectacol senzațional fac băieții și cum au publicul lor care îi urmează prin țară pe la concerte, se dansează foarte, foarte tare pe piesele lor și iubesc publicul și publicul iubește foarte mult pe ei. Ne topim publicul feminin care îi urmează. Da. Peste tot. Zaf și Sergio au intrat în studio. Hai băieți, un radio voting mic, 0372069599. Știți care este regula, luăm 10 telefoane, vedem care este rezultatul. Astăzi, în mod excepțional, prieteni, când ne sunați, puteți vorbi și cu Sergiu de la Carlas, care e foarte interesat să vă afle părerile voastre sincere despre ultima lor piesă. Da, bună. Hai să vedem ce spune Mary. Bună dimineața, Mary. Bună. Alo, bună dimineața. Hristos a înviat, băieți. Vreau să vă spun, mă topesc după piesele Carla Dream. Mulțumim frumos. Și aștept din nou la pe plajă. Ok. Bine, mulțumim. Deci am luat o piesă bună, o piesă foarte bună. Bine, am luat un da. Mulțumim frumos. Da. Aida e și ea cu noi. Bună dimineața. Aida. Alo, bună dimineața. Bonjour. Bună. Felicitări, Carlos Astrim. Este superbă piesa. Mulțumim foarte mult. Este încurajator. Încurajator, mulțumim. Să rămână. La revedere. Te pupă zi frumoasă, Aida, numai bine. Hai să trecem și la băieți. Cosmin, bună dimineața. Salut, Cosmine. Bună dimineața, dragilor. Hristos a înviat. Adevărat, Daniel. Superbă melodia. Mulțumim foarte mult. Se face moldoveanul de peste Prut și scoate niște melodii trezne. Felicitări, bravo. Mulțumim foarte mult. O zi bună! Asemenea. Cristina, bună dimineața! No, bună dimineața! Sincer, chiar am vrut să le dau un nu, pentru că eu nu sunt fan Carlos Dream, dar piesa asta e foarte mișto. Ok. Ia că vezi. Cristina, în tine ne era speranța să vină un nu, Sergiu, ceva. Stai, că Sergiu e prea relaxat acum, toate merg prea bine. Știi cum e, ca în viață se întâmplă, știi? Toate merg bine și deodată, haț! No, oricum, iată, înseamnă că, independent de asta, de atitudine generală, muzica învinge. Muzica învinge. Cristina, noi tot nu te iubim, dar astăzi ești, arăți deosebit de bine. Alina, bună dimineața! Bună, Alina! Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur și vă mulțumesc pentru această super piesă. Linie melodică, text, interpretare, totul de nota 10 cu steluță sau 10 plus sau nu știu cum se mai practică acum la școală, dar extraordinară. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Mulțumim, să rămână! Noi vă mulțumim! Dom'le, ce ne facem? E și Silvia cu noi. Bună dimineața! Silvia! Alo, bună dimineața! Ești în direct. Bonjour! Felicitări și mult succes mai departe. Nu ai cum, nu are cum să îți placă melodiile lui Carlos. Ia-uzi, domnule! Mulțumim foarte mult! Eu vă mulțumesc! Să rămână, te pupă! Foarte, foarte frumos și iarăși încurajant. Aș fi vrut să o întreb pe Silvia dacă e fan care le urmărește tot serialul ăsta, care e acum, mă refer la Nocturn. Da. Sunteți un fel de Game of Thrones, așa, adică vă urmărește lumea să vadă ce se mai întâmplă. Nu, noi am consolidat, noi am făcut acum muzică pentru ai noștri, nu știu cum să spun altfel. Pentru oamenii noștri, pentru oamenii care... Noi ne-am axat mai mult pe YouTube acum. Noi nu comunicăm foarte mult pe rețelele de socializare, dar, iată, noi am făcut din 10 piese, o să mai iasă acum încă 3. Și dintre ele noi am avut 8, practic. Sunt piese care nu sunt pentru... Nu că nu sunt pentru radio, dar ele așa au fost... O reinvestire de efort ca oamenii care ne urmăresc și care sunt alături de noi să se simtă o parte dintr-o familie mai largă. Dar ai spus că nu mai sunteți prea mulți prea despre rețelele de socializare pe Facebook, pe Instagram. De ce? Adică mai mult decât să comunicați videoclipuri, le-am văzut că nu mai faceți nimic acolo. Nu prea facem, pentru că, mă rog, atunci când facem lansări sau atunci comunic eu personal, pentru că nu se ocupă nimeni de asta, îmi pare greșit, decât acolo sunt postări, de exemplu, programate, nu, că pe Facebook pot să programez, care țin de concerte acolo, dar așa, în general,
vorbim prin comentarii la mesaje. Și dacă o să intrați la noi pe pagină și o să citiți comentariile astea, noi avem o comunitate foarte inteligentă și cu foarte mult bun simț. Hai să vedem dacă Bogdan e din comunitate. Bună dimineața! Bogdan, măcar bună dimineața! Salut, Bogdane! Salutare! La toată lumea de acolo! Salut! Păi, cer o stare să mai ovaționez ceva ce deja ovaționat peste măsură. Eu atât vreau să spun, am ascultat piesa de mai multe ori, la diverse radiouri. Așa. Pe mine mă nebunește scenariu pe baterie. Este un moment esențial în care bate în cinel omul ăla de acolo. Deci este, nu știu cine a făcut scenariul la piesa asta, este super mega talentat, e super, super. Deci când lovește în cinel și la brici în alte locuri, este absolut esențial să bată în cinel omul. Deci eu sunt foarte, foarte terminat când ascult. Eu primesc acest compliment cu o închinare justă bărbătească și o să le transmit și oamenilor care au pus cinelul cel acolo, și pe bridge și pe începuturile de refrene. Deci cine e responsabil? Cinelul ia o primă azi. Da, deci cinelul, ăsta e cinelul. Nu, doar acolo este o schimbare de beat. Este foarte plăcut că există lume care, iată, chiar și acum dimineața, da, care văd diferența dintre faptul că există beat diferit pe a doilea refren decât pe a treilea decât pe a doilea. Okay. Că noi avem beat-ul de pe strofa a doua. Public avem, exact. Mă, zaf cât de atenți sunt oamenii. Da. Asta este extrem de plăcut și asta o să ne responsabilizează să fim în continuare atenți, pentru că iată, există așa oameni. Asta Bogdan, este foarte plăcut. Mersi mult, Bogdan, chiar. Mariana, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Bonjour! Bună! Stând la telefon și așteptând să intru în direct cu voi, am avut impresia că Sergiu vorbește doar cu mine. Sergiu, sunteți minunați. Melodia este extraordinară și vreau să vă spun că noi suntem fanii voștri din categoria 60+. Wow! Mulțumim foarte mult! Vă iubim foarte mult și să faceți lucruri minunate și melodii extraordinare care ne trec prin vene. Și doamnă, noi ne topim după voi. Vă mulțumim foarte mult. Noi, eu pot să promit că noi sincer încercăm. We are really, really working. Da. Mulțumim, Săruna. Mai e și Miri. Bună dimineața, Miri. Bună. Bună dimineața, băieți. Bună dimineața, Miața. Sergiu. Miața. Miri Haluca de la Hunedoara vă salută. Bună. Melodia este superbă și, cum spunea doamna de dinainte, dacă dânsa este fan 60+, hunedorenii sunt în Carlos Dreams 40+, suntem fan Europa FM, vă așteptăm la live pe plajă să vă cântăm melodiile, să dansăm pe melodiile voastre și vă așteptăm cu tot dragul de fiecare dată când avem ocazia să vă ascultăm și să vă auzim. Vă mulțumim foarte mult. Eu, nu știu, eu permanent, în ultima perioadă când plec de aici, parcă am fost la o sesiune de terapie psihologică ceva, știi? Hai să luăm o pauză ca să-ți revii. Hai, da. N-am luat niciun vot negativ. Vă mulțumim foarte mult, domnule. Asta a fost, trebuie să rezolvăm altfel chestia. Cristi, tu n-ai reușit să... Da, poate să fie. Piesa a trecut. Da, 2 minute și jumătate, ne întoarcem fix în 2 minute și jumătate. Am înțeles. E, uite, ce zici de asta? Nu, poate că e prea dimineață. Da, pentru tu? Că... nu vreau să fiu fals modest acum sau ceva, dar... Uneori, în trecerea timpului, e foarte greu, sau uneori este foarte greu să motivez oamenii să fie la fel de entuziaști cum erau 5 ani în urmă, de exemplu. Eu acum am fost în Moldova, noi am avut un concert acolo pe 1 mai și un prieten de meu foarte bun mi-a făcut un cadou din 1 mai și anume biletul de la primul concert CSD. Ce mișto! Da, nerupt. Nerupt. Da. N-a fost. Da. No, n-a fost pentru că i-am dat eu invitațiile. Ai intrat împreună. Da. Dar eu altele nu știu. Asta a fost primul concert. El a fost într-un club în Chișinău. Când anume? Când era? În ce an? În 2012, pe 25 îmi pare că mai. Sau 21 sau 25 mai. Trebuie să mă uit exact. O să zic, dar tu ai cântat și în altă trupă înainte sau asta e prima? Eu nu știu asta. Nu, eu nu prea am cântat în general, decât în baie, poate, sau la karaoke, nu. Foarte tare. Deși mi-a plăcut muzica din
poate nu din copilărie, dar așa, ca și noi ca și popor suntem așa destul de muzical. Și și moldovenii, și românii, și... Dar sunt foarte mulți artiști în vogă acum care au venit de peste Prut. Cum explici tu asta? Asta e un val care o să treacă. El este, sigur, el este binevenit. Asta clar că bucură. Foarte talentat. Da, nu, iată, eu votez pentru, pentru o, nu știu dacă normalitate, dar pentru, pentru victoria unui talent autentic. E, da, cum este valul ăsta? Sunt, eu cunosc, cunosc oameni din, din, din România care au niște, acum pregătesc produse foarte faine. Noi, pur și simplu, suntem într-un val de superficialitate un pic acum. Ca și, dar o superficialitate care tot este autentică. Ea, ea poate nu este profundă și de asta foarte multă lume spune că, că asta atât e praf, dar el reprezintă niște puncte de vedere a unei generații, poate care încă nu a intrat în, în, în profunzimea anumitor lucruri, dar, dar care îi reprezintă. Și asta observ tot e bine. Era mai profit, cât mai avem? Câteva secunde, hai. Ne-am întors în studio, Carlos Dreams în studioul Deșteptarea la Europa FM. Suntem live și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Vorbim despre muzică și nu numai. Au, Sergiu, nu mai știu, cetățean român sau nu? Da, deja da. Deja da? Pe 26 mai mergi la vot? Nu știu, nu știu sigur. Nu am decis încă. Ce-ți mai trebuie ca să te, gând, să, să te decizi să faci asta? Să mă documentez. Ai văzut în Ucraina ce s-a întâmplat? Da, am urmărit foarte îndeaproape, pot să, așa, să, pentru o plată onestă, să vă citesc un curs de politică ucraineană, da. E un comediant acolo, noi atât știm. Nu, el nu este comediant, nu-l mai numiți așa și terminați să promovați și să propagați ideea asta cu un comediant. Nu, el este jurist. Așa. Ca și formare, asta e unul. Doi, el este producător de film. Și de content video. Iată cum noi facem content muzical, voi faceți content radio. Iată, el a făcut în timp de aproape 20 de ani, sau ultimii 10 cel puțin, revelioane filme. El este și regizor, el este și scenarist, el este și scriitor, el este și actor, dar într-adevăr de comedie. Dar cert e că nu-i politician. Nu este politician și el singur și-a creat companie, el nu este un om sărac, nici pe departe, este foarte bine și banii și nu-s din buget. Asta sunt bani făcuți cu capul, el are totuși o firmă pe care o administrează, mă rog, care are sute sau poate mii de angajați în toată Ucraina, adică el este un manager foarte bun. Hai să nu-l mai numim comedian și okay. să-l numim domnul președinte. Bine, spune că... domnul președinte. Nu, și... zic, eu nu sunt, dar eu am mulți prieteni în Ucraina. Noi și ne cunoaștem, nu așa, prin o strângere de mână. Și chestia că, iată, este, cum v-a surprins așa, cazus, că, iată, comic, adivinit, no, it's not that simple. It's very sophisticated man, cu foarte multă ambiție, el este foarte cinstit, pentru că, na. Nu, că nu foloseam termenul de comediant în sens derogatoriu. A, nu, dar nu a fost o pretenție. Era în sensul de surpriză, ceva neașteptat, ceva antisistem, mai degrabă este în zona antisistem, asta. Da. Comedianții, în general, sunt simpatizați. Nu a fost o pretenție lingvistică, doar, da. doar că retorica mijloacelor de presă din Occident, Este una totuși un pic așa paternală. Și eu nu vreau să fiu în aceeași barcă, pentru că vedem noi ce urmează. Vedem, Ucraina, da. Vedem ce urmează și România. Poate te mai gândești cu votul, știi cum e, că o să mă gândesc neapărat, sigur. Dacă nu votezi, nu înseamnă de fapt că nu votezi. Înseamnă că dai un vot pentru menținerea sistemului actual, oricare ar fi el.
Asta este o temă foarte largă de discuție. Așa, și eu nu sunt de acord. Eu nu sunt de acord cu ceea ce ați bine, spus. Poate discutăm o dată. Uite, te invităm la o emisiune la noi și vorbim despre asta. Nu întru totul. Da. Ca să mă exprim. Hai să vorbim lucruri mai legere, că totuși haideți. Mai relaxate, că e. Orice dariți sunt toate dimineața. Știi că mai devreme difuzarăm noi, ca să vorbesc așa cu colegul Moise, difuzarăm un pasaj din Piața Obor. Așa, mi-ai zis că ai și ascultat în mașină. Da, cât vineam. A fost un pasaj în care Sile, colegul nostru Sile și cu Iorgu au vorbit despre ce piese se difuzează sau se difuzau sau ce piese nu lipseau de la anunți, de la anunțile românești. Și înainte să intrăm în studio, te-am întrebat și pe tine, dom'le, dar ce piese sunt în Republica Moldova nelipsite? Și ne-ai dat câteva exemple. Nu, astea sunt piesele pe care le țin eu minte. Eu n-am fost la anunț de mult pentru că-s paranoic, cum v-am spus. Crezi că e contagios sau ce? Nu. La sărbători mondiene, în general, nu cred că o să mă vedeți, dar... Poate nu te vedem așa. Chiar așa, dacă te duci la o nuntă, nu te machiezi, nu? Și nu știe nimeni. Nu, eu nu merg la anunț. Ai, domnule, bine. Nu, eu chiar, sincer spun, eu am fost, cred, la ultima nuntă 4 ani în urmă, 5. Și lumea mă înțelege. Eu mă sunt stresat. Știi, nu... Bine, mă lasă că mai vorbim noi. Nu, serios. Toți trecem prin faza asta la un moment dat, să știi. Nu, poate, iată, eu sunt mai fricos. Mai așa, suntem fricoși. Ne-ai zis Zinaida Julia? Da, Zinaida Julia e sărbătoare. Piesa se numește altfel, îmi pare că, sorry, nu îmi amint de numire exactă, dar asta e hit in every day. E wow. E o piesă foarte frumos scrisă. Dar eu am piesa asta în playlist. Cânti piesa asta sau o asculti? Nu. Nu, o cânt, adică nu cum. O cânti? Nu așa singur cum pot. Live pe plajă. Da. Trebuie să o cânti la live pe plajă. Mă, serios, deci dacă vii cu ea, ia mai ridică un pic. Un remake la piesa asta ar rupe tot. Eu asta zic, hai fă, te rog. Aici e altă clasă, noi mai trebuie să mai creștem până acolo un pic. Nu mai e timp, mai sunt câteva luni. Da, mai dacă e timp. Dacă faci un moment ca ăsta... Nu, vei doar nu vă închideți, hai la anul. Nu. Și ne-ai mai zis Igor Cuciuc. Nu, n-am spus Igor Cuciuc, eu am spus... Unde joacă moldovenii. Unde joacă moldovenii, acolo pământul geme. Dar nu neapărat în interpretarea lui Cuciuc, deși așa asta e bună. Ia uzi. Cum să nu mergi, doamne, la nunți? Da. Chiar m-a tras atenția lui Luca cu piesa asta. Luca este fan nunți. Nu, asta e o variantă mai așa, mai de stradă. Este varianta populară a piesei, de muzică populară curată, care sună un pic mai bine. Salutări lui Igor Cuciuc, dar asta e o variantă de veselie, să spunem. Păi și la nuntă nu-i de veselie, stai... Nu, dar nu-i doar de veselie. Acum de ce? Depinde. Să dispart copiii de părinți, să creează o nouă familie. Nu-i doar de veselie. Este o veselie, dar totuși este o veselie așa, mai înțeleaptă un pic. Nu este o veselie prostească. Depinde așa. De ce unghi privești. Exact. Sergiu, Carla's Dreams. Da. Mulți ani fain, ne topim după muzica voastră. Vă mulțumim foarte mult. Așteptăm finalul... Nocturn, așteptăm 18 mai pentru spectacul de la Romexpo. Da, vă așteptăm, veniți, noi lucrăm tare și cred că nu o să fiți dezamăgiți. Și așteptăm să vedem dacă Zinaida Julia poate să aibă o replică de la Carla's Dreams, poate chiar pe scena live pe plajă. Mulțumim fain pentru că ai venit cu noi. Vă mulțumim foarte mult pentru invitație. Carla's Dreams am avut, prieteni, nu ratați, nu uitați că Europa FM este radioul care îți aduce primăvara și vacanțe în Grecia. Noi ne ocupăm de tot, tu doar găsește-ți motive de plecat în Grecia. Convinge-ne pe europafm.ro că tu ești cel care sau cea care chiar are nevoie de o vacanță, iar vineri poți fi desemnat câștigătorul unei vacanțe în insula Zakynthos. Dacă n-ai apucat să te înscrii până acum, mai ai timp până vineri să intri pe europafm.ro. La 9:31 de minute avem știrile Europa FM. Ioana Brustur, capitanul, este alături de noi.